Am început în 2011, deci anul trecut în martie. Eu am fost dintre primii angajați aici în fermă. Bineînțeles că am preluat ferma cu vacile, cele 500 de vaci, cu problemele și cu oamenii din fermă, angajații de atunci. Aici am preluat un management după, la fel cum se conduce în Germania, schimbat. A trebuit să învățăm, să preluăm. Bineînțeles că am avut oameni cu probleme, oameni care au fost frustrați, care au plecat de la Alba Lact, care au lucrat în vechiul sistem și care n-au mai fost mulțumiți cu schimbările respective. Am venit cu oameni noi, am venit cu oamenii noștri pregătiți și în Germania. La fel și medicul veterinar a fost în Germania pentru o perioadă de 3 luni. El este medic, dar a învățat cum să conducă o fermă în Germania și apoi a venit aici și preluăm, avem aceleași programe în toate fermele noastre. Efectivul de animale s-a triplat. Am pornit cu 500, acum avem 1400. Oamenii nu s-au triplat. Încercăm să controlăm costurile, la fel și costurile cu munca, cu partea ce ține de angajați. La sala de muncă, datorită noului carusel, care este foarte automatizat, complet automatizat, lucrează 2 persoane, mulgem 350 de vaci pe oră cu doi operatori. Ei au acolo, controlează foarte bine viteza rotorului, vacile au o poartă de împingere, pentru asta nu avem nevoie de mai mulți oameni pentru a duce vacile, pentru că ele merg singure la mulți, fără foarte mult stres. Avem 26 de oameni pentru fermă și mai avem încă 3 pentru partea administrativă. Oamenii noștri sunt cei mai importanți pentru noi. Toți suntem colegi. Aici toți lucrăm o echipă, e foarte important să avem o echipă. Fiecare om, într-adevăr, la noi în fermă are un carnețel și un pix. Oricine merge în grajd, în oricare grajd, vede o vacă în călduri, vede o vacă bolnavă, o vacă cu probleme la picioare, anunță imediat doctorul sau responsabilul respectiv. Astfel încât am încercat să implicăm pe toată lumea și toată lumea să se simtă responsabil și implicat în această muncă, pentru că depinde de noi ca această investiție să reușească și depinde de noi ca viitorul nostru și locurile noastre de muncă să fie asigurate aici, dacă noi facem o treabă bună. Partea cu selecția oamenilor este foarte importantă. Trebuie să cunoști oamenii. Dacă ești de aici din zonă, cu siguranță îi cunoști. Noi avem oameni de aici din comuna Romos. Eu sunt la fel de aici din comună și în mare parte noi cunoaștem oamenii și, precum v-am spus, plătim oamenii bine, îi tratăm ca atare, dar păstrăm doar oamenii buni.